Avem o tentativă de vlog nou, pentru că n-am mai făcut asta de mult și mi-am ieșit din mână. Am o freză absolut superbă, pentru că am avut ideea minunată de a-mi spăla părul și de a-l prinde așa într-un coc. Am zis că o să fie creț, dar nicio treabă, n-a fost creț. Pur și simplu, acum nu mai pot să fac nimic cu el, pentru că arată așa. Oricum trebuie vopsit, o să fac și asta zilele astea, poate. E weekend. Avem niște activități interesante, așa că m-am gândit să deschid camera. În primul rând, acum o să mâncăm pentru că am făcut curățenie, ne-am trezit destul de devreme. Am făcut curățenie și vrem să facem câteva cumpărături. O să mergem până în Lidl. După care, la ora 1, avem o întâlnire. Am cumpărat un pachet pentru Ciuci, o evaluare, așa se și numește, cu niște oameni care în principiu se ocupă de psihologia câinelui, de îndreptarea comportamentului și am vrut să încercăm. Am primit recomandarea asta de la o prietenă și am zis why not, mai ales că și Ciuci are de învățat încă multe, multe lucruri și să vedem ce o să iasă. Sper să fie bine, o să vă povestesc toată experiența dacă sunteți interesați după evaluarea asta, care ține 2 ore și costă 150 de lei. O să vă las în barea cu descriere link-ul dacă vreți mai multe informații, chiar și Instagram-ul lor. Au și ei canal de YouTube. Abia au început, de ceva timp am văzut. Nu au foarte multe vizionări, dar au postat acolo lucruri interesante. Și sunt super, super curioasă ce o să fie și cum o să fie. Dar înainte de toate, așa cum am zis, trebuie să mâncăm ceva și să mergem la cumpărături pentru că frigiderul e gol. Frigiderul e gol de ceva vreme. Am încercat să cumpărăm săptămânal ce avem nevoie și să nu mai facem cumpărături cum făceam înainte. Dacă mi urmăreați Grocery Hauls aici pe YouTube, știți că cumpăram foarte, foarte multe produse și mergeam o singură dată sau de 2 ori la cumpărături și cumpăram cantități mai mari. Și am zis să nu mai facem asta, hai să încercăm să economisim puțin și să cumpărăm în fiecare săptămână cam ce am avea nevoie. Și se termină atât de repede toate, așa că acum am rămas fără apă, fără hârtie igienică, fără cele mai esențiale chestii. Da, așa că o să vă țin la curent. Mi-am făcut și rutina și voiam să vă arăt, cred că v-am mai arătat produsul ăsta, e acest produs minune de la Chica Per, știu că vi l-am arătat, dar cred că într-o altă formă, într-o formă de cremă, iar ăsta este serul, practic face același lucru, e foarte fain, neutralizează tot ce ai pe ten și se adaptează nuanței tenului, iar tenul devine mat și mie mi se pare că arată foarte, foarte bine și nu mai am nevoie să aplic nimic. Înainte de asta am aplicat o cremă hidratantă pentru că am avut probleme cu tenul, mi s-a uscat foarte tare. O folosesc pe asta de la Clinique, Moisture Surge, care e foarte faină, e de fapt un gel cremă și hidratează foarte bine. Asta de la Chica Per, tot așa am o variantă mică, nu știu cum să vă arăt, curge puțin, are așa o culoare verde. Dar mi se pare că are atâta produs această cantitate și deja o folosesc de ceva timp și nu s-a terminat. Am zis să mă dau cu asta, o să-mi fac un pic sprâncenele și that's it, poate o mascară așa atât. Nu m-am mai machiat de mult, sincer, mi-e și dor să mă machiez, dar nu știu, n-am mai avut chef, n-am mai simțit nevoia. Da. Și cam așa arată. O să se mai adapteze tenului puțin, durează puțin până se așează, până intră piele. Da, mi se pare că lasă tenul foarte fain și dacă nu ai acne sau probleme mari cu tenul, mi se pare că e cea mai bună soluție să nu folosești fond de ten. Bun, hai să facem ce v-am zis și ne auzim mai târziu. Vreau să vă arăt și micul dejun până Alex își curăță oul. Avem avocado cu ou cu crem buștei și avem aici o salată și pâine prăjită. Și vreau să vă arăt la ce ne uităm în ultima perioadă. Un serial drăguț. Acesta, Seinfeld. E foarte, foarte mișto și vi-l recomand.
replici bune, comedie, tot ce vreți. Am ieșit puțin afară cu Ciuci. Am terminat orele de evaluare și îndreptare de comportament pentru Ciuci. Ne-a plăcut super mult de Iulie, așa că chiar vă recomand cu drag dacă aveți câini și aveți diverse probleme de comportament. Să știți că a fost foarte mișto. Ne-am învățat chiar multe lucruri și am aflat foarte multe lucruri noi, de care nu știam, lucruri pe care noi le consideram normale și care nu sunt de fapt. Ne-a mai zis că noi ar trebui să dominăm, teritoriul este al nostru și va trebui să-i arătăm câinelui că teritoriul este al nostru și el să-l respecte și așa mai departe. Și sunt o felul de stimul de ăștia care să te ajute. Și ne-a dat o lesă cu care încercăm să îi trestăm puțin comportamentul afară. Și acum încearcă Alex să pună practică ce-a învățat. Cred că e mai greu la început până ne obișnuim, dar oricum schimbarea e puțin mai mare. Și până acum îl țineam în ham și practic îl lăsam să meargă liber ori de câte ori vrea el sau oriunde vrea. Și am înțeles că nu e ok, trebuie să fii în control și să îl lași doar când vrei tu. A observat comportamentul în mediul lui în casă, după care am ieșit la plimbare afară și ne-a observat întâi ea pe noi ce facem. Am zis că noi de obicei lăsăm să meargă, să miroasă în toate părțile și nu e ok. Trebuie să îi impui niște limite câinelui și să meargă doar pe lângă tine, să facă doar ce zici tu, până la urmă tu ești șeful sau cel puțin trebuie să-i arăți că tu ești șeful. Și chiar sper cu timpul să punem în practică și să încercăm să le educăm să fie cât mai ok. Pe lângă pachetul ăsta pe care îl au ei, mai au și niște pachete de în care se întâlnesc cu oamenii cu care au avut deja această evaluare de comportament și fac diverse ieșiri, din care, bineînțeles, iarăși se învață tot felul de lucruri și mai au un grup de WhatsApp pe care îl pun la dispoziție, unde, bineînțeles, se vorbește tot așa despre comportament, despre cum poți să înveți, cum poți să pui în practică și așa mai departe. Și așa cum am zis, a fost chiar ok și încercăm să punem în practică și sper să ne iasă. Am zis să ieșim la o plimbare pentru că e chiar ok afară, în afară de faptul că e înorat. Nu e chiar așa frig și am zis să mai punem în practică ce-am învățat și să încercăm, mai ales că în timpul săptămânii e mai greu pentru că muncim, așa că hai să facem asta măcar când avem timp. Yes. Îmi place mult culoarea. Da, Alesa, îi place culoarea. Cam așa arată. Nu mi-a lăsat, așa. Practic. Ciuci, hai încoace. Vino încoa. Hai. Hai la mine. Bravo. Ține-l strâns. Practic, el ar trebui să meargă după tine, lesa asta, care e deasupra gâtului cumva pusă. Așa. Și ar trebui să-i aplici o presiune în momentul în care el nu ascultă sau are diverse distrageri sau mai știu eu. Dar rest ar trebui tot timpul să meargă lângă tine, niciodată în fața ta. În spatele tău e ok, dar în principiu lângă tine. Și de fiecare dată când face ceva greșit, pur și simplu aplici un stimul, adică cum face Alex acolo, trage un pic de lesă în sus. Nu vă gândiți acum că sugrum câinele sau ceva, că n-are nicio treabă. Lesa e pusă undeva destul de sus, deci nu e pusă pe trahee, n-are nicio treabă. Hai să ai Ciuci! Și Ciuci și învață repede. Hai să mergem acolo. L-am lăsat un pic sus. L-ai lăsat? Pare rău. Ne-a zis când vrem să îl lăsăm să-și facă treaba sau ceva, să alegem noi un perimetru unde vrem să facem asta și să nu lăsăm haotic unde vrea el.
Și asta încercăm, pentru că până acum lăsam haotic peste tot. Da. Nu vine mașina. Este vedeai toată. Dacă faci o chimie de autric. Că vine mașina. Aici avem noi un moment de alertă în care Ciuci sare pe gardul ăsta, pentru că aici sunt doi câini mari și de obicei se ceartă cu ei. Văd că n-a făcut acum. Corectezi. Înainte. Perfect. Mai. Bravo. Așa. Wow. Așa, încet, încet. Și o să fie mult mai ușoară plimbarea după ce se învață. Înainte, când ieșeam la plimbare, era în toate direcțiile și era foarte greu să... din lesă și noi aveam hamul și era greu să-l controlezi. Văd că acum e mult mai ușor. Da. Ne plimbăm prin cartier, nu mergem undeva departe. Și o să facem diseară burgeri, o să vă arăt ce este. Și nu știu dacă mai facem mai ceva. În principiu am descris niște articole și de filmat un clip, sper eu, pentru YouTube. Am plasat o comandă pe Notino și vreau să fac un unboxing, că n-am mai făcut de mult. Și iarăși trebuie să returnăm niște cărți, dar vă zic atunci despre ce este vorba. Hai zic cum ți s-a părut după prima încercare. Mă filmezi? Nu. No. Cum ți s-a părut? Deschizător de ochi. Oh, ok. Hei. A mers bine, învață repede. Da. Am terminat plimbărica cu Ciuci, l-am dus acasă, am venit la benzinărie pentru că o să mergem la Antique Ex Libris să returnăm niște cărți. Am zis eu pe Instagram la un moment dat, săptămâna trecută parcă, că au avut niște reduceri super mari și reduceri la modul 4 lei o carte, s-au găsit chiar și cărți cu 3 lei, 2 lei. Și bineînțeles că am exagerat și ne-am aruncat și am cumpărat o grămadă de cărți. Dar aseară, după ce le-am luat de la ei de la librărie, am ajuns acasă, am mâncat și zic eu, hai să răspăim să vedem ce am cumpărat. Ne-am dat seama că am exagerat și am cumpărat impulsiv. Și am zis ok, de fapt nu e ok, dar hai să facem așa o alegere a cărților și să selectăm doar ce o să citim sigur și de ce avem nevoie. Așa că asta am făcut și am selectat cărțile ce au rămas, pe care o să le citim, și am pus restul înapoi în plăsuță și mergem cu plăsuța să le returnăm. Și nu zic că nu sunt cărți faine, pentru că sunt chiar cărți mișto și v-am zis. Nu știu dacă ajung la ăsta. Haideți că am ajuns. Sunt cărți chiar mișto. Sunt cărți de rețete. Sunt tot felul de cărți pe care le-am cumpărat. Vă arăt un exemplu, că pe asta am nimerit-o. De exemplu, asta e o carte cu rețete pentru vară. Alex și-a luat iarăși alt fel de cărți. A luat o carte pentru dronă, a luat o carte pentru blogging, pentru mine, dar nu a fost ce trebuie, sau noi am zis că nu e ce trebuie și să le returnăm. Să știți că ei au cărți foarte faine, au chiar și din colecții mai vechi, colecții și ediții limitate, foarte faină librăria, nouă ne place să mergem efectiv, să răsfoim tot ce au acolo și au cărți la prețuri bune. Și o să returnăm din ele. Să-mi vezi?
Mi-am zis de cărțile și cumpăratul impulsiv. Stați-și. Da? Stropitor. Poți să fac 100 de chestii. Mi-a zis că mergem să le returnăm pe cele pe care nu o să le citim niciodată și că am cumpărat impulsiv. Am făcut alea ceva aici. Da. După care mergem în Lidl, că n-am mai apucat să mergem dimineață, înainte de trainingul lui Ciuci. Și mergem acum să cumpărăm un alta, că suntem pe zero cu toate. Și mai trebuie să mâncăm ceva, că nici n-am mai mâncat de atunci de când v-am arătat, de dimineață prânz cumva. Și o să mai ieșim o dată cu Ciuci și cam asta e programul de astăzi. Ai zis că am ajuns la librărie. Ce? Nu, nu știu vă puse și unde. Păcate la Dumnezeu. Tu i-ai lăsat asta? Nu. Ai lăsat acolo? Până dimineața. Iubi, iar mă rog singur. Mă duc în față. Mulțumesc. Aceeași freză minunată, aceleași codițe. N-am apucat încă să-mi spăl părul, nici să mă vopsesc. Am ieșit la plimbare cu Ciuci, plimbarea de la prânz. Și nu cred că am mai filmat nimic de ieri, de la Antic Ex Libris, parcă. Atunci am filmat ultimele cadre. Da. Nici n-am mai făcut nimic aseară, am ajuns acasă, am mai ieșit cu Ciuci la plimbarea de seară, am mâncat, să știți că nu v-am arătat burger pentru că n-am mai mâncat burger, până la urmă am mâncat un covric de la Luca care ne-a săturat pe deplin și am mai mâncat o salată și seara am avut coptă de ceva sărat și cum am fost la cumpărături la Lidl, n-am găsit nimic sărat, am luat doar dulciuri, am avut un popcorn cu unt și l-am băgat pe la mine. Tot am poftă de ceva sărat, așa că astăzi o să mergem la Carrefour să-mi cumpăr ceva chipsuri, ceva ronțănele, ceva. Și dimineață am mâncat un English breakfast pentru că am găsit o conservă de fasole super bună în sos pe care o luăm de obicei de la Lidl și am zis că bă, n-am făcut de mult și hai să mai schimbăm și noi micul dejun. Și după aceea am făcut niște poze pentru următoarele articole, pentru niște postări pe Instagram, pentru că nu prea mai postat. Și am ieșit acum la plimbare. Mi-am luat geaca de schi, pentru că mi-am spălat gecile de iarnă și sper să nu mai vină iarna, pentru că n-am vrut să le mai murdăresc. Așa că am zis că iau pe asta și e foarte călduroasă. Și o să mergem până la casă, să vă arăt ce s-a mai făcut pe acolo. Ultima dată când am fost să vorbim despre modificări, era deja etajul, așa că o să vă arăt și compartimentarea, să zic așa, etajului azi și dacă au mai făcut ceva, deși mă îndoiesc. Dar vorbim mai multe când ajungem acolo. Cred că prima dată totuși o să mergem la cumpărături și abia după aceea, dar filmez când ajung acolo, cel mai probabil. Ia uitați ce gard avem. Am ajuns acum la casă și avem un pic de gărduleț. Bine, o să fie vopsit maro parcă și bineînțeles că o să fie și încoace, dar au pus așa o delimitare mică. Ex a intrat deja acolo. O să intru și eu. Doar că mă uit pe aici pe afară puțin dacă au făcut ceva. A, ce noroi! Abia aștept să avem aici iarbă. Nu noroi. Yes, hai să intrăm și noi. Ah, noroi, 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 da. Nu, uite, să pregătesc să fac aici. Ia, e căldură acolo. A, trebuie să se usuce.
Da, uite, trebuie să vorbim, că deja a stat, deja, uite, să pregătesc să-l închid aici. Da, pe mâine ce să-i sunăm. Deci, aici e... Că deja fac apoi ce mai mult bani ca să te ajute. Da. Deci aici e baia de serviciu. Aici o să fie mașina de spălat și uscător. Bă, asta nu se mai pare acum așa mică, sincer. Oare ce era aici? Nu mai țin minte. Mă gândeam ce era aici, în casa de prezentare. Da. Uite câți sași de ăștia. Ce avem aici? O sursă de încălzire. Acolo să fie bucătărită. Sufrageria aici, în partea asta. Și aici o să fie o bibliotecă. Mi se pare mai măricel acum, sincer, nu știu de ce. Au mai curățat aici sau nu știu care treabă. Măi, că vară și sus, aici o să fie dressing-ul meu, unde e mașinăria asta. O să fie destul de mic, adică... Știu cât vă dați voi seama. O să fie practic acoperite acolo sus scările, ca să acoperim aici. O să am o ușă glisantă, m-am gândit eu să nu ocupe mult spațiu. Acolo, în colț, o să fie o măsuță de machiaj mică. Și am văzut că putem face la comandă un dressing așa, chiar sub formă de scară. Am văzut eu pe Pinterest ceva. Să vedem. Hai să urcăm scările, că nu am urcat cu voi. Noi am mai urcat. Hai să vă arăt și etajul, că nu cred că vi l-am arătat până acum. Așa. Ești în baie? Aici o să fie baia cu duș. Și aici, mamă, ce lumină! Aici e una dintre camere. Uite ce mare pare camera asta. Așa, aici. Am văzut la casa de prezentare un dulap super fain, mare, cu multe sertare și oglindă mare. Aici o altă cameră. Schimba puțin lumina pentru că e super multă lumină și nu vedeți nimic pe cameră. Și ăsta e dormitorul principal, în principiu. Și aici e baia de la dormitor, care o să fie cu cadă. Bine, că e întuneric, nu mai vedeți nimic. Da, cam așa e și etajul. Mari și luminoase camerele. Vezi că e un pic de lumină? Că ziceai tu că nu... Vrei să vă arăt și baia asta cu dușul. Mă duc să-l spălăm pe Ciuchi. Ciuchi Puchi. Îmi place camera asta. Mi se pare foarte mare. E faină și lumina. Aici putea fi tavan un pic mai înalt. Da, e ok. Da. Cam asta în principiu. Alex m-a întrebat că mergem și am zis că nu, că suntem acasă. Nu mai mergem niciunde. Da, am avut aici o discuție cu Cada. Sperăm să încapă. Geamurile sunt foarte mari și foarte frumoase. Bine, acum nu sunt frumoase, nu vă imaginați că rămân așa. Ah, mă tot gândesc că o să trebuiască să facem o curățenie. Dar cred că o să chem o echipă când e gata totul să facă curat. Și m-am tot gândit o să angajăm pe cineva să vină o dată sau de două ori pe săptămână să mă ajute la curățenie, pentru că, na, e o casă mare și o să fie nevoie. Aici va trebui să, în camera asta, să integrăm și un birou pentru Alex. Inițial am zis că ăsta ar fi al doilea dormitor, dar până la urmă o să luăm o canapea și o să facem un al doilea mini living cu birou cumva, ca să încapă și, na, să aibă și Alex un spațiu al lui, cum am eu spațiul meu. Și camera de aici, de lângă baie,
O să fie cândva în camera copilului, zicem noi. E o cameră foarte spațioasă, mi-e place foarte mult și văd că am lumină bună în partea asta. Iarăși am mai vorbit aici un pic despre baie, pentru că aveam niște gânduri cumva cu baia asta, să vedem dacă se poate. Și scările. Pe scări o să punem lemn. Și trebuie să ne gândim ce am vrea ca parchet, gresie, cred că parchet punem și aici, sau cel puțin. Cred că gresie o să avem doar în băi și în bucătărie și cam atât. Da, de așteptăm. Mai avem un pic. Hai să cobor. Cobor, încet să-mi rup gâtul pe scările astea. Alex a ieșit. Aici aștept să văd cum îmi împar spațiul ăsta de dressing, sincer. Întuneric acum. Și aici bucătăria. A, și trebuie să mărim un pic spațiul ăsta de aici, pentru că vreau să punem frigiderul aici. În camera de prezentare, frigiderul era pe partea asta, dar eu vreau aici insuliță. Asta înseamnă că frigiderul vine aici și trebuie mărit cu vreo 60 de centimetri, parcă. Și asta mă ajută foarte mult și în partea asta, pentru că aici o să pun plin de dulăpioare pentru pantofi. Și sincer, sunt super entuziasmată de bibliotecă. Deși m-a încurcat puțin ideea mea cu caloriferul și cu șemineul, pentru că în casa de prezentare acolo este calorifer. Eu nu vreau caloriferul acolo, vreau șemineul, pentru că aici, undeva în mijloc, o să fie canapeaua. Și aș vrea să am o mică vedere la șemineu și vreau un fotoliu lângă. Aici o să fie mobila de sufragerie și aici, în partea asta, o să punem celălalt calorifer care trebuia să fie acolo. Și acum eu am nevoie de mult spațiu aici pentru bibliotecă, pentru că aici o să fie bibliotecă și un spațiu pentru pentru birou, să zic așa. O să am un scaun de birou cu un spațiu pentru mine. Și da, cam asta este în principiu ce s-a mai făcut până acum. Mâine va trebui să vorbim cu oamenii aceștia din nou, pentru că trebuie să le zicem deciziile finale și ce ne mai dorim și ce schimbări mai vrem să facem, pentru că văd că lucrările merg destul de repede, oricum parcă avem la sfârșitul lui martie sau în aprilie termenul de predare, așa că na, ar trebui să ne mai uităm puțin de acum ce ar trebui să facem. Am vorbit cu o altă echipă pentru batch, pentru că aici afară, unde e lumina asta mare, vrem să facem terasă, deci practic cum ieșim din sufrageria asta o să fie terasa și voiam sub terasă un batch. Nu știm încă dacă e posibil, în sensul că s-ar putea să fie nisip la 2 metri adâncime, asta trebuie să verifice și prețurile sunt destul, costurile sunt destul de mari, dar am zis că o să mai așteptăm o perioadă pentru terasă și pentru beci și să ne facem restul chestiilor, pentru că beci, terasă putem face oricând. Și da, ei o să ne niveleze pe afară și noi o să punem iarbă, în curte mă refer. Și pe lângă terasă o să avem și un depozit. Am văzut la Dedeman pentru bicicletă, trotinetă, role și așa mai departe ce o să avem de depozitat. Și mai vreau un leagăn de lemn și o căsuță pentru ciuci. Și mai vedem noi niște plântuțe, floricele, copăcei. Le facem pe toate, sunt super entuziasmată, abia aștept. În principiu trebuie să vorbim despre modificări. Și noi între timp să ne mai uităm pentru parchet, gresie și așa mai departe, pentru că încă nu știm exact ce și cum. Am găsit un parchet foarte fain, alb, sau mai deschis la culoare spre alb, pe un site și o să îl arăt lui Alex și cred că ăla o să rămână pentru sufragerie, dar în rest nu știu exact. Pentru băi mă interesează ceva cu alb și un tip de marmură. Nu o să fie marmură, o să fie gresie tip marmură, dar ceva de genul aș vrea. Și da, o să vă mai arăt când o să mai am updates. Momentan cam astea sunt. O să facem, cred, o tură pe aici, prin
jurul casei, pe la vecini, să ne mai uităm ce și cum. Și după aia ne întoarcem acasă. De fapt, mergem până la urmă acum, după ce plecăm de aici la cumpărături, să-mi iau niște ronțăieli sărate. Și după aia cred că o să mergem afară și acasă, pardon. Și nu știu, cred că eu aș vrea să ieșim un pic la plimbare, dar ar trebui să filmez un clip, ar trebui să scriu niște articole. Nu știu, nu prea am chef să fac nimic, dar hai că vedem și vă țin și pe voi la curent ce mai facem. Am ajuns într-o finală acasă, am făcut un duș și vreau să îmi dau cu crema asta pe față, pentru că îmi simt iar de nu foarte uscat și bineînțeles că am tot felul de monstruleți, pentru că urmează perioada aceea lunii. Am fost la cumpărături, am cumpărat câteva crânțănele de-astea sărate și bineînțeles că am mai cumpărat și niște dulciuri și terci și nu știu ce am mai cumpărat, roșii, ce am mai avut nevoie. Dar înainte de asta am intrat până în Decathlon pentru că vreau să-mi cumpăr role. Eu mă dădeam pe role foarte mult când eram mică și mi-a plăcut întotdeauna și nu știu de ce n-am mai făcut-o de mult. Așa că, având Alex bicicletă, am zis să-mi cumpăr și eu role ca să ne putem plimba împreună. Că la un moment dat o să-mi cumpăr și eu bicicletă, dar momentan sunt taxată pe role. Așa că am zis să intrăm la Decathlon. N-am filmat nimic acolo pentru că eram super entuziasmată. Am probat două perechi. O pereche de la Fila, care erau foarte faine, doar că mi se păreau destul de incomode, sincer, nu știu. Eu, din ce țin minte, rolele ar trebui să fie cel puțin comode pentru că parcurgi o distanță destul de mare cu ele și mi se părea că sunt foarte strânse în partea de sus. Și am mai găsit acolo o pereche, un verde mentă pastel foarte interesant și le-am probat și pe acelea și acelea erau chiar comode. Și am făcut două ture pe acolo și pare că încă știu să mă plimb cu ele, așa că e super. Nu le-am cumpărat totuși, pentru că vreau să mergem, cred că weekendul viitor, până la Sportissimo. Poate mai probez și eu două, trei perechi înainte să mă hotărăsc. Și dacă nu găsesc acolo nimic, revin și le iau pe acestea, pentru că mi-au plăcut. Și după aceea ne-am dus la cumpărături. Mi-am amintit în timp ce eram la Grand Arena că e târg de nunți. Și am făcut două ture cu Alex și m-am uitat puțin la rochițe, dar n-am probat nimic, așa că am venit acasă, am luat-o pe prietena mea, Dana, și ne-am dus să probăm rochițe. Și am probat trei rochițe de la un magazin din Iași, erau, sincer, rochițele drăguțe, dar n-au fost chiar pe placul meu. Am probat o rochiță prima, aceea mi-a plăcut mai mult, era de tip prințesă, ca așa mi-aș dori, cu corset, bineînțeles, și cu pe aici pe sus, de obicei e corsetul, adică partea asta de sâni, și în rest e cu transparent, așa, cu dandeluță de aia sau ce Dumnezeu, tiul transparent. Și avea niște aplicații drăguțe, niște broderii. Vreau să zic că mă înțepau atât de tare și nu e prima dată când încerc o astfel de rochiță care are tot felul de broderii și de mărgeluțe și căcaturi de genul și aceea m-a înțepat super tare. Așa că am mai probat două. Următoarea era așa mai tot tip prințesă, dar parcă era un pic mai lăsată. Și ultima era fără mânecuțe, pentru că pe mine mă interesează ceva cu mânecuțe, chiar dacă sunt mânecuțe detașabile. Dar n-am găsit și erau reduceri destul de bunicele, pentru că am văzut chiar și cu 2000, chiar și cu 1500 rochițe, dar n-au fost pe placul meu. Eu nu-mi doresc chiar cea mai simplă rochie din lume, adică să fie doar albă și asta e. Eu îmi doresc tip prințesă, să fie tot așa în partea asta semi-transparentă, gen cu ceva mărgeluțe sau ceva accesorii, dar n-am găsit-o încă pe cea potrivită, așa că mai căutăm. În schimb, prețurile chiar au fost ok. După ce am venit și ne-am întâlnit cu Alex, care era afară, și l-am luat să vină repede, că mi-e foame, așa că el pregătește acum un burger. I-am zis că fac un duș pentru că era super fric. Tu vorbeam noi zilele astea, dar mi se pare că geaca aia de schi ține doar la schi.
Când ești cu ea în altă parte, nu pare că ține tare bine de cald. Și după ce terminăm burgerii, o să mâncăm și o să ne uităm la ceva serial, cred eu, pentru că e și destul de târziu, e 8 și un sfert deja. N-am scris niciun articol, trebuia să filmez un clip, n-am făcut nici asta, n-am făcut nimic. Sper eu să apuc totuși să scriu ceva, dacă nu săptămâna asta, cu siguranță într-o seară. Sper să am timp, pentru că am început și ședințele de kinetoterapie și săptămâna mea e mult mai aglomerată decât a fost până acum. Mai am și ședința de pilare definitivă, parcă a 7-a sau a 8-a, nici mai știu, trebuie să mă uit pe bilețelul ăla, miercuri. Și, na, e o săptămână plină, plus cu munca, una alta trece super repede, nici săptămâna trecută, nu știu exact când a trecut. Dar da, o să vă arăt și cu burgerul și cred că o să mai filmez așa niște vlogulețe, pentru că mi-a făcut plăcere și sper și voi să-l urmăriți cu drag și să vă placă. Și mami mi-a trimis două poze. Cam asta. Și în legătură cu casa, sper că v-a plăcut turul așa cum e acum. O să vă arăt de fiecare dată când o să se mai modifice una alta. Și cam atât. Sper că v-a plăcut și vlogul acesta. Mie mi s-a părut așa că am făcut câteva lucrușoare mai interesante. Dar să-mi spuneți și părerea voastră în comentarii și nu știu ce ați mai vrea să vedeți, ce alte clipuri ați vrea să mai vedeți pe canal. Pentru că în ultima perioadă nu prea mai postat și nu știu în ce direcție să o iau exact, dar poate mă ajutați cu câteva idei.